Mii de oameni au dat navala seară în muzeele din țară, care au putut fi vizitate gratis. Expoziții de obiecte valoroase, show-uri de dans, concerte de muzică în aer liber și demonstrații de lupte medievale. De asta au avut parte iubitorii de artă în cadrul Nopții Europene. Iar la Muzeul Național de Istorie, tinerii de la Academia Ștefan cel Mare i-au surprins pe vizitatori cu o demonstrație de mânuire a armelor medievale.